Meciul dintre CSM București, campioana în titră, și CSM Roman, finalista din sezonul trecut al Cupei României, se anunță a fi unul foarte disputat. În stagiunea precedentă a Ligii Naționale, echipa HCM Roman, cum era cunoscută pe atunci, a condus-o pe CSM București cu 2 minute înainte de final, însă a pierdut în extremis cu 21-22. Mâine va avea loc la București etapa aceea din cadrul Ligii Naționale de Handbal Feminin, acolo unde CSM Roman va întâlni campioana în titlu, CSM București. O partidă pe care ne-o dorim cât mai bună, să fie un joc cât mai reușit, astfel încât să ne dea speranțe pentru celelalte meciuri care urmează. Este important ca în urma acestui joc să nu avem accidentări, jocul să cunoască o îmbunătățire și lucrurile să meargă din ce în ce mai bine la CSM Roman. CSM Roman a aflat și care îi va fi adversara în turul 2 preliminar al Cupei EHF. Este vorba despre o echipă din Ungaria, Fehervar, o echipă foarte valoroasă, o echipă foarte bună cu jucătoare din Franța, din Macedonia, din Brazilia și, bineînțeles, din Ungaria. Este bine cunoscut faptul că Ungaria este un campionat foarte puternic alături de Danemarca și cu siguranță ne va aștepta o dublă foarte, foarte grea în compania acestei formații. Din păcate, sorții nu au fost tocmai favorabil cu noi întâlnind această formație puternică, dar ne vom juca șansa noastră până la capăt și sunt convins că vom avea parte de un spectacol de calitate în cadrul celor două meciuri.